În anul 1985, eu, un tânăr referent la Asociația de Prietenie cu Țările de Psihotare, pregăteam o manifestație în clădirea aceasta. M-am încurcat pe coridoare, am apăsat pe butonul un ascensor și am tras de ușă. Și am intrat în căperea aceasta, unde prânzuia biroul Comitetului Central a Partidului Comunist al Republicii Moldova. A fost un șoc și pentru membrii biroului, dar și pentru mine. Cariera mea a fost pusă în mare pericol. Așa că această sală este una istorică. Aici aș lua masa biroul Central a Partidului Comunist al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Niciodată nu m-am gândit că o să revin în această sală.